O binecuvântare a naturii, așa se poate descrie pe scurt imaginea dintr-o pădure din localitatea Dănești, județul Gorj. Floarea de șah a înflorit în acest an mai devreme și a transformat locul într-unul de poveste. Priviți noastră cu atenție cum este dispus șahul pe petalele acestei flori. Perfect! Foarte frumoasă! Sunt plante care apar câte două flori pe tulpină. Ia uitați aici, ia uitați. Deci apar câte două. Romică Preda este pădurar de o viață și a dedicat ultimii aproape 40 de ani protejării naturii. Localnicii înțeleg cât de rare sunt aceste flori? Da. Păi, am o perioadă de 38 de ani de zile aici și știu, toți știu că este protejată a naturii. Nu vin să facă rele, nu vin să rupă, nu vin să fure, nu. Sunt niște oameni care sunt, eu știu, care le place frumos. Protejați practic aproape de o viață această... De când am venit, sunt venit de la Vâlcea, de când am venit și am fost angajat în această locație, n-am mai fost mutat în altă parte, îmi place foarte mult zona și o păzesc cum trebuie. V-ați dedicat cu totul. Bineînțeles. În fiecare zi se încarcă pozitiv în mijlocul pădurii. De când a înflorit la Leaua Pestriță, este și mai vigilent. Se asigură că această floare pe cale de dispariție și monument al naturii să rămână neatinsă. Este unicată pe țară, declarată monument al naturii. Păzim din greu pentru protejarea ei, întrucât cetățenii sunt tentați să mai rupă câte o floare și să o duc acolo acasă la dumnealor. N-am avut probleme anul acesta de întocmire de acte de contravenție sau altfel de acte. N-am făcut datoria prin patrulări colective și patrulări individuale. Locul feric este situat la doar câțiva kilometri de orașul Târgu Jiu. Sursurul apei, ciripitul păsărilor și peisajul de bazm te fac să pierzi noțiunea timpului. Florile se dezvoltă doar în zone sălbatice, atinse mai rar de civilizație, iar umiditatea joacă un rol extrem de important în dezvoltarea lor. Câte zile pot fi admirate? În jur de 14-17 zile pe an. Anul acesta am florit ceva mai din vreme, întrucât a fost timpul mai călduros. Climatul lor, locurile joase, umiditatea, pentru că se află pe râul care curge Gornac, terenul este un teren argilos și le priește arealul. Și se împreună fauna și cu flora la perfect în această zonă. Doar în Bistrița și Timiș se mai găsește această floare rară, însă suprafața este mult mai mică.